dintre voi sunteți părinți? Ok, ok. Deci câțiva dintre voi sunteți părinți. Sper că speech-ul meu să vă trezească niște amintiri. Și pentru marea voastră majoritate, sper să fie un preview așa interesant la, la cum e să fii părinte. Credeți în minuni? Și eu cred. Cred că minunile le întâlnim. Poate în fiecare zi, poate în fiecare clipă. O să vorbesc despre minunea mea. Pe minunea mea o cheamă Cristian. Vă salută și el de acolo, foarte galant, mâna la șarcă. O minune foarte simpatică, așa are 9 luni și jumătate. Are niște ochi albaștri geniali. Are niște dinți în gură dispuși cam asimetric, așa, fiecare pun de apucat. La 9 luni că nu sunt toți ieșiți, dar ne gândim lucrul ăsta. Și e bucuria mea, soție și a tuturor celor care îl știu. Anul trecut, undeva în toamnă, soția mea m-a anunțat că este gravidă. În momentul ăla am tras aer în piept și mi-am spus, wow, asta înseamnă că sunt părinte, sunt tătic. Evident greșeam. Nu eram tătic, eram soț, de soție gravidă. Cu tot altă meserie. Cu tot altă meserie. Soț de soție gravidă. Câteva sarcini care îți revin cu un fișa postului, că ți se dă când parte, duci acolo, se dă fișa postului, comedii romantice. E vital ca graviduța, respectiv o caz, soția mea Corina, să se simtă bine, să râdă, să... Dar nu orice comedie romantică. Nu, trebuia selectate, trebuia vizionate. Criterii. 1. Actori frumoși. Nu cumva pediță e în burtă să vedem oameni frumoși, nu? Când ne jucăm. Și al doilea, și cel mai important, de aia trebuia să văd filmele în avans, să nu care cumva să pățească cineva ceva în filmul ăla. Dacă își rupea unghia actrița sau, Doamne ferește, îi rupea inima ticălosul ăla, o pățeam. Deci trebuia să văd filmele în avans pentru ea. A fost o perioadă foarte faină. Ne plimbam prin parc, am mers la concert, ne-am uitat la burticai cum crește și crește. Și crește, și crește. Și sunt multe schimbări. Acum, chiar ca și băiat, ca fată mă o țigură mai simplu, dar ca și băiat, vă puteți imagina că nu mai intri în hainele tale, niciuna. Nu mai intri în papuci. Și multe alte ciudățenii care se mai întâmplă în perioada aia, starea psihică tinde să varieze, să spunem. În așa măsură încât niște oameni foarte inteligenți au ajuns la concluzia că femeile gravide le fac pe celelalte să pară ușor de înțeles. Există un drag de adevăr în chestia asta, adică un pic de adevăr există aici. Și pe avut o călătorie foarte faină. La început îl măsura în milimetri, după aceea în centimetri și tot crește așa cu apartamentul lui, se dezvolta și piticul. La un moment dat ne-am dus la doctor și ne-a spus, sunt 6 mari să aveți fetiță. S-a bucurat Corina, așa. I-a făcut garderoba, evident, în cap. Și una viitoare, când am să vedem ce face fetița, ne-a spus, care fetiță? Băiat. Și dirit la garderoba din cap și riput, să o luăm de la început. S-au întâmplat multe lucruri frumoase în perioada aia. Piticul s-a dezvoltat, burtica a crescut. La un moment dat, spre final, lucrurile cele mai simple, cum ar fi mersul, devenea o provocare pentru soția mea, având burtica atât de mare, și a ajuns să meargă ca o rață, așa, picioare depărtate. Deci, am fost căsătorii cu Donald Duck, vreo lume, știu. Genial. Și mai în pas de rață, mai repede, am ajuns pe data de 30 martie. 30 martie, la ora 2:38, piticul meu a apărut pe lume. Cum apar toți noi născuți, acoperiți de tot felul de lichide, pielea lor într-o mie de culori, țipând. Soției mele i s-a părut cel mai frumos copil din lume. Și bineînțeles că avea dreptate. La un moment dat, mi l-au adus și mie în brațe. Cam așa arătam eu atunci și el. Și ăsta e un bebe nou născut, e Cristian. Și senzația minunată a fost următoarea. Deci în momentul ăla clar am devenit tătic, dar mai mult de atât, fiindcă el urla. Cam asta fac ei. Primele zile, primele luni, urla, e principala activitate. Și urla. În momentul în care m-au pus în brațe, ce credeți că am auzit? Exact asta. De ce? Liniște. S-a liniștit, a tăcut. Și tăticul Dormeu s-a născut în momentul ăla. În momentul ăla eu am devenit tăticul Dormeu și a rămas. Nu doar tătic, tăticul Dormeu. Și a rămas una dintre plăcerile mele favorite. Să-l adon pe pitic. Este genial. Mai ales în primele luni. Ei când se nasc, ei nu vor neapărat să se nască. Doar este foarte bine acolo și ieșitul pe lume e destul de traumatizant pentru ei. Ei nu sunt pregătiți. Totul e o luptă, chiar și digestia. E o luptă. Sistemul nu este făcut, atunci stomacul este foarte mic. E greu pentru ei să fie pe lumea asta și mă urlă. Asta e singura chestie care merge la ei. Sonorizarea e bună, e din dotare.
Și se luptă și cu somnul. Asta nu am înțeles-o de ce o fac, dar tot ce o fac. Și este genial. Deci, oamenii sunt foarte expresivi la vârsta, ei nu au vreun secret. Știi? Și îl vezi că adorme ca cu ochii în gură, așa e terminat. Și vezi că se luptă. Nu trebuie, dacă fi la volan, știi? Nu trebuie să se luptă. Eu am încercat să-i explic. Măi, tu ești cât un volan, deci nu e o problemă. N-ai cu cine vorbi. Și se luptă și se zba și țipă, știi? Și mă gândeam că așa o conversație cu el, cum ar fi mers, știi? Tati, mi-e somn. Păi dormi. Păi nu știu cum. Păi nu știu nimic, nici măcar să doarmă singur. Nu știu cum. Păi fii atent aici. Închide ochii și taci. Nu știu. Știi, și lui în brațe, rege, ne-i cânti, faci tot felul de nebuni. Și la un moment dat, încep să curgă ochii în gură, să fie din ce în ce mai grei ochii lui și gura căscată, așa doarme. E super. Un pitic când doarme cam așa. Ăsta este piticul meu dormind. E spectaculos. Așa îți face o chef de somn, zici să te pui lângă el. Și mă, doarme 18 ore pe zi în perioada aia, deci chiar ai ocazie să te pui lângă el. Și cam trebuie să faci chestia asta, că doarme în reprize destul de scurte. Și programul tău devine programul lui. Adică, dacă înainte cine e șeful? Eu, Corina, acum, așa, Cristian. Da, l-am descoperit foarte repede. Piticul a crescut. Primele zile au fost interesante, au fost cu adevărat interesante. La spital, de exemplu, după ce s-a născut, am mai stat puțin, m-am dus acasă la un moment dat. Și mergeam eu drum spre casă, era 30 martie, era o zi mocorâtă. Și la un moment dat, la Piața Victoriei, am văzut un curcubeu superb. Și m-am dus acasă, îmi imagina copilului meu în cap, imagina curcubeului, a soției, și am adormit ușor. De la vreo 10-11 sună telefonul, era soția mea plângând. Jumătate de mine o ascultam. Jumătate de mine eram gata să mă îmbrac, să fug la spital. Plângea de fericire că i-au adus pe mogăldeață. A ținut în brațe, s-a jucat, a mângâiat, s-a uitat. A făcut așa relație magică între mamă și copil. Ea a încetat să plângă. El a venit acasă împreună cu ea în câteva zile. El nu a încetat să plângă. El a ținut chestia asta vreo lună. M-am și dus pe vreo câteva zile și l-am spus și la spital, domnule, mi l-ați dat incomplet. Uitați cum arată un copil complet. Deci unde e butonul on-off, de dormit, de sonorizare? Mi-au explicat doamna doctor și toți cei de acolo că nu. Butoanele astea le descoperi singur și le descoperi la aia. Ceea ce e mișto este că pe măsură ce te prinzi tu de nevoile lui, se schimbă el. Rata schimbării scade cu vârsta, dar la început este spectaculos. De-abia te prinzi, aha, că a trecut o zi și s-a dus naibii totuși de la început. Înveți foarte multe de la bebe, am învățat foarte multe și probabil că învață și el de la noi, dar deocamdată noi învățăm multe de la el. Frumos că reușești să-ți depășești limite. Limitele pe care credeai că le ai, dispar când e vorba de el. De ani de zile tot spun că cel puțin nu vorbit în public, să te gândești la public, să iei pe ei în cap, este foarte important. În context de părinte, de a fi părinte nu este o opțiune, este singura care. Trebuie să te gândești la el, el nu face nimic fără ajutorul tău, mai ales când este mic. De la mâncat, la schimbat, la dorit, absolut totul depinde de tine, de părinte. Și nu există varianta pe nu există plânge, n-am ce să-i fac, asta e. Faci tot ce poți până când nu mai plânge, până când rezolvi care. Până când găsești o cale de a rezolva situația. Ți minte, în prima seară, și păstrând metafora cu gravida, prima seară și prima lună, de fapt pe tot restul care urmează să pară foarte ușoare, păi, parcă aveam două mâini stângi, nu știam ce să-i fac, plângea, inima mea era mică și nu știam ce să-l schimb, să-i dau de mâncare, să-l țin în brațe. Înveți și înveți destul de repede lucrurile astea. Înveți țipătul de foame, asta e cel mai des și astfel înveți cel mai rapid. E așa o chestie simpatică, îți dă un early warning, așa. Dacă ai urechea fină, te prinzi, dacă nu, împățești. După aceea începe să repete, dar crește intensitatea până când te scoate din casă. Și nu credeți că o chestie de o jumătate de oră, 30 de secunde, un minut, adică te peste miști repede la momentul ăla. Faci o instrucție genială pe tipul cu tine. Dar încep să te gândești altfel la părinți, la maică-mea, la taică-mea și când ești părinte vezi altfel lucrurile astea și vezi sacrificiile pe care au făcut ca să te crească, poate greșelile care le-ai făcut de față de ei, încep să le realizezi și încep să-ți dai seama de ce nu te mai scot din etapa asta de copil. Chiar dacă și tu devii părinte la rândul tău, tot copilul rămâi pentru ei. Dar ce e genial la bunici? Este că sunt super exagerați. Adică, na, pe noi n-au crescut ca orice părinți normali, dar la nepoțel, Doamne, tot, dacă mări un pic să le îmbrațe, să rezolve, să ceare, să nu știu ce. Maică-mea, de exemplu, nu are în vocabular următoarea sintagmă. Plânge de plictiseală. Nu. Dacă plânge, are ceva. Și, în general, e o chestie de foame și de nu știu ce. De exemplu, nu știu, îmi întoarce capul în stânga.
de foame, vezi? Nu, mamă, e o clanță. E o clanță acolo. Și îl fascinează. Nu doar clanțele, nu e cu discriminare, și perdele, și pereți, și tot. La nouă lume prea chestii vechi. Mamă, nu știu cu asta. Totul e nou. Și la nou, așa trepidează. Adică are niște boburuze roșii pe frigider. Bă, e genial. Mă duc în fața lor, ăla e cade, ochii se fac mari așa pe cepele, mușchii se încordează, dă din ei, nu știe ce vrea să facă, le ale, dă în gol, le dă pe jos, dar trebuie să fie acolo, țipă, chiuie, e genial. Și e simplu să-l faci sărde, de exemplu... Aici ești exact înainte de a începe sărde, să văd vreo 3 dințișoare așa asimetrici. Lucrăm și la restul. Și ce credeți că făceam aici? Bau. În toate variantele posibile, fie te întorci și te întorci spre el, fie te ascunzi după un perete. Și în momentul ăsta a dat și fotografia soția mea. Și vine că după asta a început un râs. Îi facem asta de vreo 5 luni de zile cu Cubau. De multe ori pe zi, nu se pițește niciodată. Bă, deci întotdeauna e o chestie nouă. Mă, și râde, râde din tot sufletul, și din portică, și din picioare, și din tot. Este genial cum râde un pic, și cât de contagios este râsul lui. Și când plânge, sau orice emoție are, care desene animate, se face gura când plânge, acolo ăla de cer, care îl vedem la clasic, așa în jos, lumea s-a terminat, tot e groasă, e rezolv problema. Iar e bine, iar râde. Și, mă, muncea la râde, adică asta e principala lui ocupație la nouă luni. E foarte fain să vezi că limitele care credeai că le-ai dispar când ai un copil, că lucrurile se schimbă foarte mult. De exemplu, una dintre principale noastre bucurii în primele lui luni de viață erau bucurii extrem de banal. Și anume că el făcea căpuț. Copiii sunt foarte simpatici în primele săptămâni. Au o plajă de activități. Spune, de exemplu, partea asta cu căpuța, da? Poate să facă de 7 ori pe zi sau odată la 3 zile. Dacă e mai târziu de 3 zile, e o problemă. Și anumite era undeva la limita, 2-3 zile. Și în momentul în care ne făcea bucuria, cine era acasă, îl sună pe cea, băi, gata, bolul aterizat, yes! Dacă nu, înseamnă constipație, înseamnă chestii mai grave. Dar, efectiv, ăsta este focusul. Și n-am trăit în viața mea atât de intens cum am trăit în ultimele 9 luni. Și parcă până acum a fost altă viață, nu știu, mi-am amintesc, dar în ultimele 9 luni atâtea chestii s-au întâmplat. Și fiecare o trăit super intens. Am învățat să zâmbească, că nu, zâmbetul nu e built-in, știi? Zâmbetul apare, mamea, în jur de o lună, o lună jumătate, a chiuit, se întoarce singur de pe o parte pe alta, adică chestii de genul ăsta și totul e o realizare. Și în fiecare zi, altă și altă realizare. Acum lucrăm la partea de mers. Când o să învețe să meargă, probabil că să fie cam de neoprit, că e destul de energic, piticul, dar lucrăm la chestia asta. E ușor să-l faci fericit, e ușor să mă facă și el pe mine fericit. Dacă îți asculți instinctele, asta a fost o lecție care am învățat-o destul de greu. Oamenii simt nevoia să te ajute, să-ți dea sfaturi cerute, dar mai ales și necerute. Ce să faci? Cum să faci? Mai ascultam și mai ales nici doctorii sunt figuri autoritare, trebuie să-i asculți. Ei spun multe, tu ești ăla care verifică rezultatul și dacă au spus bine, lucrurile sunt ok. Dacă ai aplicat ceva ce tu nu simțeai că e ok, și copilul plânge după aceea noapte întreagă, îți dai seama că nu e chiar în regulă. Și atunci încep să asculți instinctele. O chestie pe care cel puțin eu nu am făcut-o niciodată în viață, să mă încred aproape exclusiv în instinctele mele. Există și partea rațională, ne gândim, analizăm, dar instinctele primează și de obicei are dreptate. Se crează așa o conexiune cu piticul și îți asculți instinctul și funcționează. Eu vă doresc un singur lucru. Pentru cei care ați trăit bucuria de a fi părinte, probabil că o să vă amintiți acest lucru. Pentru ceilalți, sper să o treci. Vă doresc următoarea senzație. Să te trezești dimineața, lângă persoana iubită. Să te uiți la ea, să știi că tu însemni totul pentru acea persoană. Să te ridici ușor, să nu știi la pătuțul copilului. Să te uiți la el. Și așa, cu ochii cârpiți de somn, să se întoarcă și el spre tine. Să-ți dea cel mai frumos zâmbet. Asta vă doresc. Mulțumesc!